Scăderea ratei vaccinării a condus la epidemii de rujeolă și rubeolă care altfel ar fi putut să fie prevenite. Tuberculoza, poliomielita sau hepatita, boli grave cu o rată mare de mortalitate, pot fi prevenite printr-o simplă înțepătură. Vaccinul este singura metodă reală de protecție împotriva zeci de afecțiuni serioase care pot provoca deces. Încă de la naștere bebelușului sunt administrate dozele de vaccin necesar pentru a trece în siguranță peste bolile la care este predispus. În categoria imunizării imediate intră vaccinul contra hepatită de tip B în primele 24 de ore de viață și vaccinul contra tuberculozei administrat la 27 zile de viață. Acestora li se adaugă alte vaccinuri care fac parte din schema națională de imunizare. Pericolul real, spun medicii, este refuzul din ce în ce mai des al părinților de a-și imuniza copiii și de aici începe munca de lămurire. Imunizarea este o măsură de protecție, de prevenție a organismului împotriva unor boli infecțioase. Toți născuții beneficiază de o schemă de imunizare aprobată în cadrul Programului Național de Imunizări, încă din maternitate. Nerespectarea acestei scheme de imunizări aprobate de Ministerul Sănătății duce la apariția mai multor cazuri de îmbolnăvire, eventual focare. Teoretic, vaccinarea este obligatorie, dar nu se poate administra un vaccin unui minor fără consimțământul tutorului sau unui adult fără acceptul său. Dintre principalele boli prevenite prin vaccinare în cadrul Programului Național de Imunizări fac parte tuberculoza, hepatita B, difteria, tusea convulsivă, tetanus, rujeola, rubeola, oreionul, poliomielita și inclusiv infecția hemofilus influenzae. Dacă la celelalte vaccinuri oldul stă relativ bine, situația este total opusă în ceea ce privește Diftavax. În acest moment, în depozitul antiepidemic și la medicii de familie nu mai există nicio doză din acest produs. Numărul restanțierilor a ajuns la peste 2000. Fără vaccin, fiecare zi reprezintă pentru aceștia ruleta rusească cu două boli grave, difteria și tetanusul. Grav este că deocamdată Ministerul Sănătății nu are o dată exactă când dozele de vaccin vor ajunge la DSP. Vaccinul Diftavax este un produs biologic care se adresează copiilor cu vârsta de 14 ani și conține două tipuri de antigene, difteria și tetanos. Raportat la datele statistice județene, numărul de restanțieri cumulat până la data de 1 septembrie 2017 este de 2068. Deficitul de vaccin s-a produs începând cu luna iulie a anului curent. Este un produs biologic achiziționat numai prin licitație națională, iar în momentul de față nu avem informații oficiale privind aprovizionarea cu acest produs biologic. Sute de mii de copii așteaptă să fie vaccinați în cazul restanțierilor pentru ROR, spre exemplu, vaccinul împotriva rujeolei, epidemie la nivel național, peste 170 de mii de micuți așteaptă dozele salvatoare. Cu sau fără o lege a vaccinării, părinții sunt împărțiți în ceea ce privește imunizarea. Nici autoritățile nu se achită de obligații. Avem o schemă națională de vaccinare, însă nu avem dozele necesare.